O cantitate impresionantă de peste 1700 de tone de deșeuri textile, catalogate drept gunoi în alte state din Europa, au fost depistate în depozitele second-hand ale unei firme din Lupeni. Inspectorii ANPC au sigilat depozitele de la Lupeni și Uricani și au cerut o serie de documente și dovezi, inclusiv avize de la mediu din care se reiasă cum sunt gestionate aceste deșeuri. În plus, administratorii firmei de comercializare a produselor second-hand s-au ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de colectarea, transportul sau valorificarea de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu. Polițiștii Biroului de Investigare a Criminalității Economice Petroșani au efectuat aceste controle împreună cu reprezentanții altor autorități cu competență în acest domeniu, atât la punctul de lucru al societății din Lupeni, cât și la sediul acesteia din orașul Uricani și au dispus sigilarea și lăsarea în custodie a aproximativ 1700 de tone de articole uzate de diferite sortimente, ce erau importate din afara României ca și deșeuri și urmau să fie puse în vânzare în magazine second hand.